Neața lume și bine v-am găsit la următorul episod din Minecraft cu calculatoare. Și în acest episod sper că vom reuși să ne facem calculatoare și să începem casa. Între timp, eu am instalat încă două moduri sau trei, Dynamic Lights și nu mai știu. Mă rog, important e că am mai instalat moduri. O să vedem pe parcurs ce moduri am mai instalat eu. Sticla, panouri de sticlă trebuie să facem acum, nu? Da, nu. What the heck? Și ce că eu sunt serios în videouri. Da, m-am căsătorat de Minecraft-ul ăsta când mă joc până acum. Adică, la un moment dat în viață nu mai ai acel chef pentru jocul ăsta. Mirific și mirobolant. Ah, am băgat Open Computers. Asta voiam să menționez la începutul videoului. Bun, hai să facem calculatorul. Și vom face hell. Și prima oară de ce n-a mers? M-am răzgândit acum. O să facem două calculatoare. Să nu mai știți voi că nu mă bat cu monștri. În momentul de față filmez cu Fraps. Și hai să facem o... De fapt, unde ziceam că începem casa, că nu mai țin minte. Da, vreau să mai nivelăm un pic drăcia asta ca să începem casa. Că n-am eu mâncare. Uitați că am mâncare. Am grâu. Azi am dat teza la mate, mă. Bă. Așa. Dar asta nu este un subiect important. Subiectul important este despre calculatoare și despre computer craft. Stați o secundă. În primul rând, aici vreau să-mi fie casa. Și am foarte mult dirt. Hai să facem asta. Că Euro Nelson face o casă rotundă într-un joc cu pătrate. Noi suntem Euro Nelson Mondialul, pulaș. Da, deci o să facem două calculatoare. De fapt, nu. Prima oară începem casa. Prima oară începem căsuța. Cum vreau eu să fie? Cred că ceva de genul. Da, v-am zis să facem o casă rotundă. Parcă am făcut și un test pe creative. Nu țin minte exact ce am făcut. Da, memorie de pește. Nu, nu, nu cred că asta nu-i bine. Nu-i bun. Ulei. Bun. Aici așa. 3.
ăsta. Bun, de la nu, de la 2. Încep 3. Și scuzați dacă se aude ventilatorul de la laptop acum, sper că nu se aude. De fapt, nu cred că se aude pe filmare, adică eu l-aud, dar pe filmare nu cred că se va auzi, pentru că am microfonul foarte aproape de gură și destul de departe de laptop. Și asta o să fie căsuța noastră. Vedeți că este chestii rotunde în jocul ăsta. Da, nu s-a intenționat zombiul ăla să moară, nu că nu l-am auzit sau nu l-am văzut. Mă gândesc la o podea de cable. Cable. După ce facem podeaua, punem jos calculatorul. Și o să începem bazele programării în computer graphic. Bă, la ce cuță zombi, dragi? Mulțumesc, zombi, pentru foc. Ești un scump. Mă rog, o să vă explic ideea mea legată de seria asta pe parcurs. Adică, mă rog, după ce o să intrăm un pic în calculatoarele astea. Și asta ce episod e? 3, nu? 3 cred că e. Da, cred că e episodul 3 de Minecraft calculatoare. Dacă în episodul 2 a fost fail-ul ăla. Bun. Acum calculatorul o să stea aici. Și avem primul nostru calculator în casa neterminată, care atunci când o să plouă se strice, dar nu e adevărat pentru că nu e ca în viața reală, e ca în Minecraft. O mut pe fața scheletului. Că se naiba, așa. Să fim precauți. Precauți, mă! Mâncavaș. Hai să mâncăm. Bă, gata. Bun, suntem precauți. Ne batem cu monștri, suntem precauți. Bun. Acum să vă explic care e treaba cu calculatoarele astea. Deci, ele nu sunt ca și calculatoarele din viața reală. De fapt, sunt ca și calculatoarele din viața reală. Doar că tu trebuie să scrii totul. Da? Deci, ăsta e calculatorul. Îl avem aici. Și noi trebuie să scriem tot ce se facă. Hai să începem cu un program simplu. Știți, ca și la calculatorul din viața de zi cu zi, folosiți programe. Ei, și la calculatorul ăsta e la fel tot cu programe. Și pentru a crea un program, scrii edit, numele programului, să zicem, salutare, lume, bun, dăm enter și hai să începem cu cel mai simplu program din seria asta. Să zicem, bă, zombi. Stați un pic, am primit un mesaj pe Messenger. Aș pune pauză la filmare, dar... Dar, da. Nu știu dacă s-a pus pauză. Dar, în fine, nu s-a pus. Așa, deci am rămas în program. Și pentru a scrie un mesaj, trebuie doar să dăm comanda write. Și mesajul nostru. Să zicem... salutare,
lume. Ca să salvăm, pentru a salva, apăsăm pe control și dăm enter. Apoi, pentru a ieși, apăsăm iarăși pe control și dăm pe exit și enter. Și acum, dacă vrem să intrăm în program, scriem salutare lume și vedem că ne-a scris pe ecran cuvântul salutare lume. Pentru a vedea programele noastre, putem folosi direct comanda ls. Și vedeți că găsim aici un folder numit ROM și salutare lume. Bun. Acum, haideți să vorbim un pic despre variabile. Bun. Să zicem edit test. Nu. Variabile. Variabile, da? O variabilă, deci, cum să vă zic eu, avem două numere A și B, adună A și B și noi, cum ar veni, îi zicem calculatorului să stocheze valorile A și B. O să înțelegeți imediat despre ce vorbesc, să zicem local A egal cu 5, local B egal cu 6, local sumă egal cu A plus B, write suma. Cred că v-ați dat seama și voi ce se întâmplă și ce sunt variabilele. Practic sunt salvate în memoria calculatorului, așa e și în viața reală la programarea de zi cu zi, nu numai la ComputerCraft. Bun, să facem programul. Și acum variabile. 11. E corect, 11 fac 6 plus 5. Bun. Acum, pentru a citi de la tastatură un număr la calculatoarele astea, o să mai facem încă un program, edit tastatură. Tastatură, bun. Și zicem write introduceți un număr pentru a fi adunat cu 5. Bun, acum local A egal cu 5. Da, local număr egal read. Da, deci pentru ca să citim de la tastatură, punem direct funcția read, două paranteze, punct și virgulă. Bun. Zombie. N-am mă clopat în cap, firești să fii. Mi-e dat foc. Bun. Și acum... deci tastatură. Introduceți un număr pentru a fi adunat cu 5. Hai să zicem 9. Da, edit tastatură. Bun. Și acum am uitat noi să scriem să afișeze numărul. Write A plus număr. Bun. Tastatură. Să zicem 9. Bun, și-a adunat 5 cu 9 și-a dat 14. Este perfect. Bun. Acum, calculatorul ăsta, când noi o să-l spargem, nu o să ne-l dea cu programele, o să șteargă toate programele. Pentru a face ca să salveze programele, trebuie doar să-i dăm un nume. Și o să-i dăm un nume. Label set și îi dăm un nume computer central. Gata. Acum ăsta se numește computer central și este calculatorul nostru. Bun. Acum, de ce avem noi nevoie de două calculatoare? Pentru că o să facem ceva... o să vedeți în episoadele astea la ce vom lucra cu calculatoarele astea.
Gata. Bun, încă un calculator. Să facem și două de-astea. Și încă unul. Nu va fi în piatră. Păi trebuie să punem la făcut piatră. Hai să luăm cărbunii și să-i băgăm aici. În momentul ăsta avem două calculatoare și veți vedea imediat ce vom face cu ele. Dar stați o secundă să mai facem încă un modem de ăla. De fapt nu. Hai să începem programul ăsta. Deci, practic, eu vreau să unesc calculatorul ăsta cu încă unul. Deci, nu. Aici o să fie o ușă, da? Aici va fi ușa către o cameră subterană. Aici o să fie ușa și ușa asta va avea nevoie de semnal de reson pentru a fi deschisă, pentru că o să o facem de fier. Da? Bun. Și semnalul ăla de reson putem noi să-l facem să-l trimită un calculator. Da? Și aici va interveni calculatorul ăsta. Iar procedeul prin care va fi, deci va fi o ușă cu parolă și șmecherea o să fie calculatorul ăsta care îl țin eu în mână, o să-i trimită reson la ușa asta, care o să fie activat de către calculatorul principal. Înțelegeți voi? Deci, astea o să fie legate printr-un fir și ăsta o să trimită aici reston la ușă și ușa se va deschide. Nu cred că e greu. Deci, hai să-l punem și pe el aici. Da? Ăsta să-i dăm label set ușar. Așa, e ușar ăsta. Deci asta doar cu ușa se va ocupa. Iar ăsta îi va zice calculatorului când să o deschidă și când să o închidă ușa. Vor fi legate prin niște fire și pentru firele alea ne trebuie să facem niște mod memuri. Modemuri. Bun. Mai facem unul. Și acum facem și niște fire. Așa. 12 fire ajung. Și haideți să unim calculatoarele astea. Așa. Deci le-am unit. Gata, avem două calculatoare unite acum, da? Bun. Eu am făcut programul pe Creative într-o hartă de-a mea. Pentru aceste două calculatoare, da? Deci este pe o hartă creative și hai să ne apucăm. Se face seară. Nici nu mai știu la cât m-a apucat de înregistrat. Deci totul simplu până la pasul ăsta. Deci nu e mare lucru, două calculatoare unite printre ele, care nu fac nimic. Bun. Haideți să ne culcăm. Iar vom face primul program pentru calculatorul ăsta și apoi vom opri episodul, rămânând ca în episodul următor să facem programul și pentru calculatorul ăsta. Da, deci hai să ne culcăm. Și să scriem codul lui. O să. Deci, dacă faci un program într-un calculator care se numește programul Startup, când vei intra pe lume, calculatorul va porni automat acest program. Bun. Hai să creăm o variabilă numită alegere. Da? Bun. Și acum, să-i zicem pe ecran, print, da, merge și print și write, să-i zicem, print 1, în paranteză, deschide sau închide ușa. Foarte simplu. Bun, acum, alegere este egal cu read. Să citim de la tastatură ce am ales.
Hai, mă, zombie. Așa. Deci citim de la tastatură ce am ales. Acum, hai să scriem pe ecran și ce am ales. Print. Ați ales. Cu ghilimele, desigur. Ați ales. Print. Și alegere. Dacă vă întrebați unde știu o programare, ei bine, am învățat singur și C++ și C#, și la calculatorile astea în computer graphic mi este foarte ușor în momentul ăsta. Bun, și acum, să zicem, dacă valoarea este egală cu 1, if alegere este egal în ghilimele 1, atunci tu fă lucrul următor. Print inițializare trimitere bun și acum trebuie să declarăm modemul ăsta ca o variabilă. Deci modemul ăsta va fi considerat o variabilă pentru calculatorul ăsta, adică îl va avea în memorie și îl vom putea folosi. Și scriem local modem și zicem că este egal, am scris bine, periferică, adică periferal, sper că am scris bine, punct wrap. Și îi zicem că este în dreapta calculatorului, adică right. Da? Deci R, I, G, H, T. Bun. Și acum, îi zicem să-i transmită calculatorului ăsta numărul 1. Cum vom face asta? Spunem modem.transmit în paranteză canalul 1 un singur mesaj și mesajul să fie 1. Da? Bun. Și să scriem aici print în paranteză comandă trimisă și noi vrem ca programul ăsta să nu se oprească, adică să după ce am făcut chestia asta, el să rămână deschis. Și cum vom face asta? Vom scrie shell.run și numele programului, pentru că atunci înainte se închidă, se deschidă din nou programul. Startup. Asta este un fel de recursivitate, dacă știți. Bun, startup. Și ce-mi deschide sau închide ușa? Păi, hai, 1. What the fuck? Ce a spart? Olele. Numai calculatorul meu a rămas intact. Un fir, da. Aia, mă, să nu-mi zici că a distrus celălalt calculator pe veci. Nu l-am luat în inventar, nu l-am. Pulaș. Măcar mai avem toate astea. Da. Mă rog, în episodul următor vom face lucrurile astea. Bun, ăsta e programul. Stați un pic, e o problemă la linia 5. Edit startup. Linia 5. A, am scris greșit print. Startup. Bun, 1. Ați ales? Bun. A trimis comanda asta, doar că n-a fost niciun calculator să o primească, dar asta vom face în episodul următor. Bun, cam atât pentru episodul de azi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like, să vă abonați pe canal, să vă exprimați opinia în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.